Soare minunaților! În urmă cu 174 de ani, într-o zi geroasă de ianuarie, la Botoșani vedea lumina zilei cel pe care Dumnezeu l-a dăruit cu har încă neegalat, supranumit Luceafărul poeziei românești. Spre bucuria noastră, i-a fost dat să ne reprezinte și să ne lase drept moștenire o operă inegalabilă, prin care s-a definit ca poet, prozator, dramaturg și jurnalist. Mihai Eminescu este considerat drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Astăzi, în amintirea acestui mare geniu, vă propun să aflăm mai multe despre cine și cum era el în fragedai pruncie și adolescență. Poetul a fost al șaptelea copil al lui Gheorghe și al Ralucăi Eminovici. Mai târziu, numele său de familie a fost schimbat din Eminovici în Eminescu, de către Iosif Vulcan, directorul revistei Familia. Copilăria poetului a fost caracteristică unui copil crescut la țară, care se bucura de libertatea de a cutreiera nestingherit împrejurimile statului natal. Vara își petrecea timpul în plimbări lungi în jurul satului Ipotești, străbătând dealurile, văile, luncile și pădurile. Uneori, lipsea zile întregi de acasă spre îngrijorarea părinților săi. Fiind băiet păduri cutreieram, este un poem sugestiv care ne redă exact acest aspect. Iarna mergea la șezători, unde îi plăcea să asculte doine și balade, proverbe, basme și zicători. Ecoul acestora poate fi regăsit în poezia Trecut au anii. A fost mereu orientat către natură și preocupat de modificările pe care le aduce fiecare anotimp. Când Mihai a împlinit 7 ani, tatăl său l-a înscris la școala din Cernăuți, unde avea rezultate bune. Doar matematica nu i-a fost pe plac. Deși avea o memorie fenomenală, numerele nu le putea învăța deloc pe de rost, întrucât îi intrase în cap ideea că matematicile sunt științele cele mai grele de pe fața pământului. În schimb, limba română și istoria i-au trezit un mare interes. La 14 ani, rebel fiind, a fugit de la școală pentru a face parte din trupa de teatru Fanii Tardini. Un an mai târziu, întors la școala din Cernăuți, adolescentul a primit în grijă biblioteca profesorului de română, Aron Pumnul. Locuind chiar în camera care adăpostea cărțile, a citit întreaga colecție de cărți și reviste în limba română. Debutul său literar s-a produs la vârsta de 16 ani, inspirat de un eveniment trist, moartea profesorului Aron Pumnul. Poezia La mormântul lui Aron Pumnul a fost publicată ulterior într-o broșură comemorativă. El este și va fi prezent mereu în inimile românilor, fapt pentru care, an de an, îi cinstim memoria în ziua de 15 ianuarie, zi declarată, nu întâmplător, Ziua Culturii Naționale. Ea este marcată și în alte țări europene, cu acest prilej fiind omagiați oameni de cultură remarcabili și reprezentativi pentru fiecare stat în parte. La noi, Ziua Culturii Naționale a fost marcată pentru prima dată la 15 ianuarie 2011, fiind și ziua la care se sărbătorește data nașterii poetului Mihai Eminescu, considerat poetul național al românilor. Dragi minunați, romantica din mine dorește să încheie această transmisiune dedicându-vă acest crâmpei. Dor trece ani cum trecură, ea tot mai mult îmi va plăce, pentru că în toată ei făptură, eu nu știu cum și eu nu știu ce. Minunații!